Bună dimineața! Natalia, așa cum ziceai și tu, ziua îndrăgostiților, această zi a iubirii nu înseamnă doar inimioare roșii, mese romantice, flori și așa mai departe. Pentru mii de femei din România este încă o zi în care sunt maltratate, în care sunt abuzate fizic și emoțional. Și Alexandra Stoicescu, care este și președintele Fundației Mereu Aproape, pe o vreme nefastă, pe o ploaie. Sunt, de fapt, aceste picături de ploaie nu fac altceva decât să ne ducă cu gândul la lacrimile femeilor care sunt bătute la fiecare 30 de secunde. Deci o femeie este bătută la fiecare 30 de secunde. Asta e statistica. Vă spun că sunt 76 de nume de femei ucise în ultimele 25 de luni. 5 femei au fost ucise de soți, de așa ziși iubiți, doar de la începutul anului și până astăzi. Sunt deja multe perechi de pantofi roșii care au fost aduse aici. Sunt cazuri care m-au impresionat foarte tare. Tocmai stăteam de vorbă cu o doamnă care este și bolnavă de cancer, al cărei prim soț, avocat celebru, a bătut-o de i s-a spus de la IML că are zile. Nu se știe cum a supraviețuit. Apoi spune, aș vrea să vorbesc și despre abuzul verbal. Haideți să vorbim despre aceste lucruri care sunt în mintea noastră duse așa undeva să le punem sub preș și mai ales haideți să spunem stop celor care din partea autorităților, atunci când vine un caz, întreabă, dar dumneavoastră ce ați făcut, doamnă? L-ați enervat? Aveți și noastră grijă, nu-l mai enervați. Cu siguranță e un motiv pentru care... Sau mentalitatea aceea că, doamne, o palmă n-a făcut rău nimănui. De asta nu vreau să-i mai spunem violență domestică. Ne duce cu gândul la animale domestice pe care noi desigur le batem și pe acelea. Haideți să spunem stop, haideți să ne vedem aici, în acest moment. Suntem în fața Muzeului Național de Istoria României, aici, pe scările acestea. Tu ți-ai propus, împreună cu Fundația, ca aceste scări să fie înroșite cu pantofi roșii. Sunt în acest moment alături de noi, în spate, doamna viceprimar Tomnița Florescu a venit cu două perechi de pantofi din partea dumneei și a fiicei. Este reprezentanta ambasadei Elveției alături de noi și imediat ce o să ies din direct, o să-i mulțumesc foarte mult din partea ambasadorului Elveției la București. Se trimite o pereche de pantofi pentru că este o luptă a noastră a tuturor, nu este o problemă numai a României. Sunt lucruri extrem de emoționante. Prima pereche, deși noi am anunțat că suntem de la 10 aici, până la 10 seara, prima pereche a venit la 9 dimineața. O doamnă care a spus, e un protest tăcut, nu vreau să vă povestesc mai mult, știu despre ce este vorba, a lăsat o pereche de pantofi roșii și a plecat apoi către muncă. Pe vremea asta sunt foarte mulți oameni care vin și participă la acest tip de protest, acest tip de a sărbători iubirea, de a spune că dragostea poartă pantofi roșii, dar nu înseamnă violență, pentru că despre asta este vorba. Ce este interesant este că această inițiere, dacă pot să o numesc așa, este adresată și bărbaților, pentru că tu spuneai, atât femeile cât și bărbații sunt așteptați aici, în fața Muzeului Național de Istoria României, să pună pe aceste scări o pereche de pantofi roșii. Avem, deja am primit și o să tot vină, sunt convinsă, vin, îi văd trecând pe trecerea aceea de pieton chiar din fața noastră, venind cu câte o pereche, unii au venit cu pantofi să-i vopsim și... Deci asta e, în cazul în care pantoful are altă culoare... Îi putem vopsi, avem spray-uri, îi vopsim aici, la fața locului, începe să fie chiar ușor la poviță, însă nu ne oprim. Rămânem în continuare pe scările Muzeului de Istorie și vă așteptăm aici să spunem împreună nu violenței. Mulțumesc tare mult, iar noi rămânem aici, așadar rămâne și voi alături de noi, pentru că vom mai intra în transmisiune directe pentru a transmite exact de aici, de pe scările acestea, care vor fi în curând roșii cu pantofi. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, așadar, doamnelor, mergeți și puneți o pereche de pantofi roșii pe scările Muzeului de Istorie. Mergem mai departe. De ziua iubirii trebuie să știm exact dacă suntem compatibili cu persoana